Deci România e foarte sensibilă în ce privește credibilitatea economiei românești, credibilitatea țării și din acest punct de vedere, din păcate, și în general, managementul economico-financiar în România nu se bucură de o credibilitate foarte mare pe piețele internaționale și din acest punct de vedere, România la ora actuală se împrumută cu rate ale dobânzilor destul de mari comparativ cu alte țări de lângă noi, cu Bulgaria, cu Cehia, cu Polonia, o altă țară care e în apropierea noastră ca nivel de dobânzi la care se împrumută e Ungaria, din cauza motivelor care există în țara respectivă și a politicilor pe care le duce guvernul de acolo.